această după-amiază se va face strategia pentru al doilea tur al alegerilor și asta pentru că aseară am văzut ședința s-a transformat într-un fiasco. Trebuia făcut o analiză a rezultatelor alegerilor și, desigur, creionată strategia pentru ultimele zile până la ziua alegerilor. Ca atare, în această după-amiază, Viorica Dăncilă îi bagă din nou în ședință pe liderii din teritoriu. Aseară spuneam că a fost o ședință extrem de tensionată, cum de mult nu s-a mai întâmplat într-un comitet executiv. S-au spus lucruri grele acolo și trebuie precizat că a fost un scandal monstru între Viorica Dăncilă și Claudiu Manda, europarlamentar al PSD și soțul Olguței Vasilescu, cea care coordonează campania electorală pentru Partidul Social Democrat. Totul a pornit de la un reproș pe care Viorica Dăncilă l-a făcut lui Manda, care într-o ședință locală la Dolj ar fi spus în fața primarilor și a altor reprezentanți ai PSD că nu se poate câștiga această alegeri, această campanie prezidențială, nu pot câștiga așadar alegerile cu, citez, o proastă. Mai apoi, Viorica Dăncilă, evident că a bătut obrazul tuturor celor care au această impresie despre domnia sa, iar Claudiu Manda s-a apărat afirmând că, de fapt, acesta este un limbaj pe care îl folosește în mod frecvent și că nu a intenționat să o jignească pe Viorica Dăncilă. Oricum, lucrurile au escaladat pentru că și Lia Olguța Vasilescu a intervenit și, bineînțeles, că Lia Olguța Vasilescu a spus că dacă nu există încredere în domnia sa, care este șeful campaniei prezidențiale, atunci va face un pas în spate. Ședința s-a întrerupt pentru că Viorica Dăncilă s-ar fi ridicat în picioare, a plecat din sală cu lacrimi în ochi și a mers într-o sală alăturată pentru a se liniști. Asta nu înainte de a avea un alt schimb de replici cu Claudiu Manda, căruia îi spunea că domnia sa are în spate o carieră foarte solidă de fost lider al eurodeputaților PSD, așa că îl invită pe Manda să vorbească numai atunci când va finaliza și el acest mandat pe care îl deține acum la Parlamentul European. În momentul respectiv, se pare, potrivit surselor noastre participante la ședință, Manda s-ar fi ridicat și el în picioare și i-ar fi spus Vioricăi Dăncilă, ironic, haide să continuăm ședința CEX în limba engleză. Știm la ce face referire Claudiu Manda, la greșelile pe care le-a făcut de-a lungul vremii în calitate de premier Viorica Dăncilă, dar și la acea declarație pe care, a fost controversată și îndelung comentată în presă, respectiv aceea că, potrivit căreia românii care nu vorbesc engleză sunt patrioți. După momentul de pauză a Comitetului Executiv, înțelegem că lucrările s-au reluat, au fost aplauze pentru faptul că Manda și-a cerut scuze în plenul CEX-ului, dar au reizbucnit tensiunile de la excluderile Anei Birceal și Cosmin Gușă. Acela a fost momentul în care Marcel Ciolacu i-ar fi sărit în apărare lui Cosmin Gușă și spunea că nu vede sensul acestei excluderi a unui membru simplu, iar Viorica Dăncilă ar fi reproșat tot cu țipete Ana, care se auzeau chiar pe scările partidului. Noi presa auzeam vocea Vioricăi Dăncilă pe un ton extrem de ridicat și Dăncilă le-a reproșat, le-a spus liderilor PSD că Cosmin Gușă i-a atacat de foarte multe ori la televiziunea pe care o deține, motiv pentru care trebuie să părăsească acest partid. Ședința s-a încheiat destul de brusc, am văzut, dar bineînțeles că au încercat să facă o fotografie aici la sediul PSD, o fotografie în care să dea dovadă de mobilizare și solidaritate, astfel că a ieșit la declarații de presă Viorica Dăncilă, însoțită chiar de Claudiu Manda și de Lia Olguța Vasilescu.